faci, mă? Bă, sunt pe drum, acum ajung. Aoleu, acum te-ai trezit, pun paiu, fix acum. Avem filmări azi? Păi cum am adrat să mă întreb așa? N-ai semnal în lift, dobitocule. Bă, mă jur, parcă văd că se ia primul care așa. Bă, iartă-mă că nu știam că avem filmări azi, scuze că am întârziat. Mai și speriat, mă, mai și speriat. Tu primul la filmări. De când? De ce vorbim? Cum să uite, mă, că avem filmări? Eu nu uit niciodată. Nu-i pe dracu. Bă, filmări avem, idei avem. Bă, eu am... una. Eu parcă aveam una. Nu, n-am niciuna. Bă, trebuie să găsim idei. Trebuie stai că sunt ok. Și crezi că o să vină prostul ăla cu idei? Stai așa, mă, că mă sună Shelly. Ia zi, mă. Bă, când ajungi? Bă, acum sunt față, vreți să vă iau ceva de la magazin? Niște idei, dacă se poate. Să mor tu, că din nou n-aveți idei. Idei? Bă, mă, jur, a existat vreodată o filmare pe care să fim și noi pregătiți, mă, Pain? Pentru ce idei, mă? Pentru mama. Pentru vloguri, handicapatule. Știi ce salea? Vlog? Da, vlog, handicapatule. Vlog. Gen videoblog? N-are mai nimic. Mamă, n-ai mai postat de 2 luni și ai uitat, al dracu. Ce faci tu? Muzică. Ok. Ce ar trebui să faci tu? Muzic. Vlog, deșteptule, că de-aia ai 200.000 de abonați și de-aia are 830.000. 840.000 de abonați, 850, un milion cât are și tu ai 200.000 încă de un an încoace, vrei să te are 800.000? De mă, mă, ești nebun, are vreo 820.000, 830.000, e bine, fata. Bă, ești nebun, 840.000, o duce bine, rău, bine. Bă, s-a vopsit Dia. Dia? S-a vopsit? Da, s-a vopsit. Da, mă, ok, da, s-a vopsit și fata, ce-a... Ce faceți? Bună! Deci, ce mai faceți? Încercăm să ignorăm faptul că ești roz în cap. Cum se numește mai exact chestia aia? Roze cu șuvițe magenta. Roze cu șuvițe magenta. Îți place? E oribil. Pain? Arată odios, vrei să te mint? Andy? Andy! Cami! Mi se pare că îți stă absolut superb! Oh, serios? Da, mi se pare că îți stă mult mai bine așa! Zici că ești o prințesă! Hai, mă, voi vă bate jos! Zici că ești Ștefania din orășelul Leneș, lasă-o dracu! Ești rău! Ți-a mai zis cineva că îți stă bine până acum? Da, mi-a zis! Cine? Ivy! Eram sigur! La ce te gândești, Shelly? Era nimic. Ce faci, mă? Te-ai trezit și tu? Da, mă. Da, bună dimineața. Frumos așa la filmă la 5 Gang, nu? Pe să dorm toată ziua. Băi, avem o mare problemă. Nu, mă, dăm afară din gang, ce nu? Bă, dacă era să dăm oameni afară din gang pe criteriul de cum arată părul lor, tu îți luai jet de mult. Adică... Ce, mă, de ce faci așa? Ziceam doar și eu. Nu, dar zic că dintre toți noi ăștia 4 oameni care stăm aici și ne plângem de problema asta pe care o avem, tu ești ăla care are cel mai mic drept de a se plânge de părul ei. Care arată îngrozitor. Ia fel care tău. Bă, dar cine o fi băgat în cap chestiile astea, că-i stă bine, nu înțeleg. Bă, cine? Bă, cred că știm cu toții cine. Alvarez, evident! Am numai pace și dragoste și iubire pentru Alvarez. Da, și eu. Are mereu cel mai bune idei, Alvarez, e mereu fresh, adică nu. Bă, de când e Dia cu Alvarez, ea numai decizii proaste, jur. Și eu. Hă? Și eu te vezi mult, 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 mult de tot! E pe FaceTime cu Alvarez, 100%. Bă, trebuie să facem cumva să-i despărțim, mă, nu se mai poate, bă, nu se mai poate. Mă, ești mai filmăm și noi ceva? Venim imediat! Hai, hai, acolo, zi-mă. Planul de spartă pe Dia de Alvarez. Idei? Îl asasinăm. Ceva mai puțin... brutal, dacă se poate. Bă, fii atent, am eu o idee. Angajăm o escortă, ăsta 100% pică în capcană, se întâlnesc, îi filmăm, evident. După care, îi arătăm Diei filmarea, foarte frumos, bam, se despart. Adică, să fim serioși, s-ar despărți 100%. Bă, nu zici rău, prostul. Da, mă, dar 100% s-ar împăcat după o lună sau ceva. Da, corect. Fiți atenți, îl plătim pe Alvarez să nu mai fie împreună cu Dia. Cât ar putea să coste? Mult. Să dăm pe Dia afară din gang?
N-avem cum, imaginează-ți că o să vină toate fetițele de 6 ani să zică: oh my god, de ce ați dat-o afară pe Dia din gang? Da. Nu mai suport, mă, dezabonez. Deci ce facem? Cum am zis, să-l asasinăm. Cum să-l asasinăm, mă? Uite așa bine, asasinăm. Da? Și care din noi intră în închisoare? Nu mă lasă. Dar ce mai făcut asta? De ce crezi că n-ai mai auzit nimic de Vasco în tot acest timp? Forță, mă, bărbărez, hai! Hai, azi. Ținta are părul, cum are, mă, prostul ăla, brunet, are părul brunet, în jur de 1,80, mă, noroc. N-ai semnal în lift, dobit. Nu așa violent, că nu te stai. N-ai semnal în lift, dobit, tocule. Și la un moment dat te uiți încolo, ridici privirea și mă vezi pe mine, gen, știi? Că eu intru pe ușă. A, deci dar ce după... fac mai ziua asta? Deci, 6-2. Cum să uite, mă, că avem filmări? Bă, ești nebun, mă umbrești tot. Stai, mă, mai așa. Și crezi că... Ridic telefon, dar nu mai fi... Ce crezi că... Bă, fii mai calm. Mai, mă, voi mă bate joc. Mai cu testosteron un pic. Ești rău. Asta a fost mega testosteron. Ai uitat, așa e? Și acum, Dia, faci. Bună! Bună! Bine, mă, chiar e scary. E păre camera. Ați prins-o pe asta? Top. Ia stai, mă, fii atent aici, hazul suprem. Stai să vezi că acum prin nici o să mai uită expert, o să citească replicele. Bă, dacă era să dăm oameni afară din gang pe criteriul de cum arată părul lor, tu zvai jet de mult. Ziceam și eu, nu te-am părat așa. Păi nu, dar zic că dintre noi ăștia patru toți care stăm și ne plângem aici de problema asta pe care o avem, tu ești cel mai opru. Hai de la început. Bun, băieți, deci planul desparte pe Dia de Alvarez. Nu-i bine, nu stai bine deloc. Bă, nu zici rău. Dar fă telefon în mână, știi? Bă, nu zici rău. Prostu. Fiți atenți. Îl plătim pe Alvarez să nu mai fie împreună cu Dia. Bine. Nu e bine. Ba da, e chiar. Cea mai bună idee. Ce? Dăm pe Dia afară din gang? N-avem cum, imaginează-ți că o să vină toate fetițele de 6 ani să zică: oh my god, de ce ați dat-o afară pe Dia din gang? Da. Nu mai suport, mă, dezabonez. O să vină toate fetițele de 6 ani și o să înceapă: oh my god, de ce... Da. Nu, din nou. Cum am zis, să-l asasinăm. Sunt de acord. Asta nu mai asasinăm. Uite așa bine, asasinăm. Păi și ce rău? Ce rău? Nu m-ai înjurat pe copii. Băi, ziceți că e un film cu proști. Mă joi. Cine editează ăsta? Te levitezi? Păi, da. Nașpa. Nu vreau să simt ce simt el la ezi. Băi, eu, fiare de aici. Angajăm o escortă. Nu, ăsta simt pe telefon. Fiare, pen. Angajăm o escortă. Asta se dă la el. Îl filmăm. Și în cele din urmă... O să arătăm la Dia filmarea și să fiți zile și eu să-l despărți de Alvarez dacă ar vedea că... Premiul pentru cel mai prost actor al anului merge la Luca Bogdan. Bine, apasă și tu ceva aici. Gata. Te pregătiți. Bă, de când e împreună cu Alvarez, face numai decizii proaste. Alvarez. Alvarez. Acțiune.